Cel puțin 26 de persoane au murit după ce au fost electrocutate de un cablu care a căzut într-o piață din Kinshasa, capitala Republicii Democrate Congo. Cablul de înaltă tensiune s-a rupt și a căzut peste oamenii care făceau cumpărături. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Mai multe imagini postate pe rețelele de socializare par să arate urmările incidentului cu mai multe corpuri nemișcate în bălți de apă. Într-un comunicat, Compania Națională de Electricitate din Republica Democratică Congo a declarat că se pare că un fulger a lovit o parte a cablului provocând căderea acestuia la pământ. Compania a transmis condoleanțe familiilor victimelor. Presa locală a relatat că majoritatea victimelor sunt femei care vindeau în piață. Prim-ministrul Conde a vizitat piața mai târziu în cursul zilei. În comentariile postate pe Twitter. El a descris incidentul drept un accident teribil și a adresat un mesaj familiilor îndoliate. Un comerciant a declarat că piața se inunda adesea atunci când plouă, iar muncitorii și cumpărătorii sunt nevoiți să se strecoare prin apă.